ziua, doamnelor și domnilor. Prin prezenta conferință de presă ne propunem informarea publicului interesat cu privire la lansarea concursului evaluatorilor de manuale școlare. Vă informăm că pe data de 12 decembrie 2023, în cadrul achiziției publice de manuale școlare, vor fi deschise ofertele pentru 67 de titluri de manuale școlare. În context, în conformitate cu regulamentul cu privire la selectarea și achiziția manualelor școlare, Ministerul Educației și Cercetării, prin intermediul Consiliului Național pentru aprobarea manualelor, anunță concursul de selectare a evaluatorilor proiectelor de manuale școlare care vor fi ofertate în această achiziție. Vă informăm că evaluatorii de proiecte de manuale au următoarele atribuții, dar și responsabilități. Examinează proiectele de manuale prezentate, completează o fișă de evaluare a fiecărui proiect de manuale propus în cadrul concursului, respectă cu strictețe termenele stabilite pentru evaluarea proiectelor de manuale, participă la verificarea modificărilor operate urmare a recomandărilor acestora privind calitatea ofertei de manual, oferă în scris punctele lor de vedere în susținerea evaluării făcute, dar și, un factor foarte important, păstrează confidențialitatea evaluării și reevaluării proiectelor de manuale. Condițiile de înscriere a candidaților în calitate de evaluatori sunt următoarele. Candidatul trebuie să aibă studii superioare de licență sau echivalente care permit activitatea în calitate de cadru didactic, desfășoară activitate didactică sau științifico-didactică în cadrul învățământului general, profesional, tehnic sau superior la disciplina pentru care optează, are experiență în domeniu de minim 5 ani de activitate în calitate de cadru didactic în instituțiile menționate mai sus, deține grad didactic sau grad științific, respectiv științifico-didactic, posedă abilități practice de operare la calculator, nu se află, iarăși un criteriu foarte important, nu se află în situații de incompatibilitate care sunt specificate în regulament. Menționăm că selectarea candidaților se desfășoară pe principii de profesionalism, transparență, nediscriminare și echidistanță. De asemenea, menționăm că fiecare proiect de manual care va fi propus este evaluat de fiecare individual, de fiecare membru al grupului de lucru, iar un grup de lucru de regulă constă din 3-5 evaluatori. Menționăm de asemenea că fiecare proiect de manual va fi evaluat în corespundere cu 9 criterii conform fișei menționate mai sus și aceste criterii țin de corespunderea conținutului proiectului de manual cu prevederile curriculumului, un factor excludere, ceea ce înseamnă că un manual este acceptat la procesul de evaluare doar dacă corespunde, conținutul acestuia corespunde 100% cu curriculum disciplinii aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, caracterul nediscriminatoriu, corectitudinea metodico-științifică a conținutului, orientarea metodologică și organizarea procesului de predare, învățare, evaluare, structura conținutului, calitatea ilustrațiilor, cromaticii și designului, ne referim aici la culori, desene, diagrame, scheme, etc., calitatea tehnoredactării, dar și corectitudinea lingvistică și accesibilitatea conform vârstei a limbajului conținutului prezentat. Cele 67 de titluri care vor fi evaluate în cadrul acestei achiziții, respectiv achiziționate de către Ministerul Educației și Cercetării, corespund tuturor nivelurilor de studii. Mă refer aici atât la nivelul primar, unde avem 4 titluri, nivelul gimnazial, unde avem 49 de titluri și 15 titluri pentru ciclul liceal.
De asemenea, menționez că întregul pachet curricular pe toate ciclurile de studii pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova constă din 197 de titluri. Cele 13 titluri care mai rămân pentru acoperirea integrală a pachetului curricular vor fi lansate cât de curând, ceea ce înseamnă achiziția va fi lansată de către Ministerul Educației în timpul cel mai apropiat. Inclusiv prin anunțarea publică a acestui concurs, paralel cu publicarea acestuia în mod regulamentar pe pagina Ministerului și alte surse de informare, ziceam, inclusiv prin această conferință de presă, Ministerul Educației și Cercetării mizează pe implicarea masivă a cadrelor didactice din sistem și își propune implicarea în procesul de evaluare a manualelor a celor mai experimentate și calificate cadre didactice, care să selecteze cele mai bune manuale, dar și să contribuie prin recomandările lor, prin verificarea minuțioasă a proiectelor de manuale care vor fi propuse, să contribuie la calitatea acestora. Deci, în context, chemăm toate cadrele didactice care își doresc manuale interesante, moderne, captivante, să aplice pentru concursul evaluatorilor de manuale și să contribuie astfel la asigurarea unui proces educațional de calitate în Republica Moldova. Vă mulțumesc și vă rog, dacă sunt întrebări la subiect, să le acordați. Atunci vă mulțumesc și ne dorim o aplicare cât mai largă a evaluatorilor în acest proces. Zi bună!